prezență, avem în efectiv 13, prezență suntem 12, Cătălin Axinoiu, având cereri din Băire. Putem, înainte de a deschide ședința, am primit pe mail un proces de arbitrare data de 18-11. Există ceva discuții în cadrul acelui proces verbal? Sau putem să punem la vot? Încerc să punem la vot. Cine este pentru? Supunem la vot proiectul ordinii de zi. Să citiți în primul. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 187 din 15-12-2012 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bârsănești sub Bacău în data de 20 decembrie 2022, ore 16, având următorul proiect al ordinii de zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de organizare a rețelei școlare la nivelul unității administrative teritoriale Bârsănești sub Bacău pentru anul școlar 2023-2024. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în adunare generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău în data de 23-12-2022, în vederea exercitării votului Consiliului Local al Comunei Bârsănești sub Bacău. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind implementarea infrastructurii economic plătește pentru cât arunci, bazat pe modificare frecvențe de colectare și stabilirea taxelor de salubrizare, taxa standard și taxa majorată pentru utilizatorii serviciului de salubrizare din Comuna Bârsănești sub Bacău pentru anul 2023. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea nivelelor taxelor și impozitelor locale aplicabile pentru anul 2023. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venit și cheltuieli al Comunei Bârsănești, județul Bacău, pentru anul 2022. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în vederea implementării proiectului HUB de servicii, MMS-uri și MSS-uri din Comuna Bârsănești, Bacău. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre pentru arondarea achiziționării prin convenție cu titlul oneros de către Comuna Bârsănești Bacău a suprafeței de 3200 metri pătrați situată în satul Bârsănești pentru construirea stației de epurare. Punctul numărul 8. Diverse. Articolul 2. Prevederile prezente în dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către Secretarul General al Comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Mulțumesc! Înainte să spun la vot proiectul unei de zi, am înțeles, doamna secretară, că va fi o... Adică, ca să putem să o disponibilizăm pe colega deci supuneți la vot proiectul unei de zi și după aceea luăm peste rând situația... Da, haideți, supuneți la vot prima dată și după aceea. Da. Supune la vot așa cum a fost... Proiectul unei de zi, conformat. Cu ordine așa cum este. Cine e pentru? Și acum cereți dacă doriți peste rând sau? Schimbarea ordinei prin... Suplimentare? Vreți să suplimentați? Nu, schimbarea discuției ordinei. Să luați peste rând un alt punct. Punctul 3 și 4 sunt interconectate. Deci ar trebui să venim cu 3 și 4 în față, ca nu doar punctul 4. Solicitat. Atunci propun să începem cu punctul 3 și punctul 4. De acord. Ok? De acord. Atunci care e punctul 3? Cu deșeuri. Da. Proiect de hotărâre privind implementarea instrumentului economic plătește pentru cât arunci, bazat pe modificarea frecvenței de colectare și stabilirea taxelor de salubrizare, taxa standard și taxa majorată pentru utilizatorii serviciului de salubrizare în Comuna Bârsănești sub Bacău pentru anul 2023. Primarul Comunei Bârsănești propune articolul 1. Taxele de salubrizare pentru utilizatorii casnici ai serviciului de salubrizare sunt diferențiate în funcție de frecvența de colectare a deșeurilor menajere astfel. Punctul A se stabilește pentru utilizatorii casnici ai serviciului de salubrizare care operează
pentru colectare deșeurilor în menagerii cu o frecvență de două, de două ori pe lună și de două ori pe lună pentru deșeurile reciclabile, hârtie, carton, plastic și, și material și, și metal, și taxa standard pentru un quantum de 11 lei persoană, respectiv 130 de lei pe lună pe an persoană. 132 de lei pe an persoană. Punctul B. Se stabilește pentru utilizatorii casnici ai serviciului de salubrizare care operează, care optează pentru colectarea deșeurilor menagerii și cu o frecvență de 3 ori pe lună și de 2 ori pe lună pentru colectarea deșeurilor reciclabile, hârtie, carton, plastic, metal, o taxă majorată cu un quantum de dublu față de taxa standard, un quantum de 22 de lei pe lună de persoană, respectiv 264 de lei pe an persoană. Utilizatorii care vor beneficia pentru ambele situații prevăzute la articolul la alineatul A și B de acordare de la bugetul local subvenția taxelor în quantum de 1,8 lei pe persoană pe lună. Articolul 2. Taxele de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare persoane juridice și așa sau diferențiate în funcție de frecvența de colectare a deșeurilor menajere astfel. Se stabilește pentru utilizatorii serviciului de salubrizare persoane juridice care optează pentru colectarea deșeurilor menajere cu o frecvență de 2 ori pe lună și de 2 ori pe lună pentru deșeurile reciclabile, hârtie, carton, plastic, cu o taxă standard în quantum de 16 lei pe lună de persoană, respectiv 192 de lei pe an persoană. Punctul B. Se stabilește pentru utilizatorii serviciului de salubrizare persoane juridice care optează pentru colectarea deșeurilor menajere cu o frecvență de 3 ori pe lună și de 2 ori pe lună pentru colectarea deșeurilor reciclabile, hârtie, carton, plastic, o taxă majorată cu un quantum dublu față de taxa standard în quantum de 32 de lei pe lună de persoană, respectiv 384 de lei pe an persoană. În același mod, taxa de salubrizare se va percepe în mod diferențiat pentru școala gimnazială numărul 1 Bârsănești, 50 de lei pe lună, taxa standard, sau 100 de lei pe lună, taxa majorată cu un quantum dublu față de taxa standard. Bisericii de pe raza Oatei Bârsănești, 20 de lei pe lună, lăcaș de cult, taxa standard, sau 40 de lei pe lună, lăcaș de cult, taxa majorată cu un quantum dublu față de taxa standard. Dispensarul medical uman din satul Bârsănești, 20 de lei pe lună, taxa standard, sau 40 de lei pe lună, taxa majorată cu un quantum dublu față de taxa standard. Dispensarul medical veterinar din satul Bârsănești, 20 de lei pe lună, taxa standard, sau 40 de lei pe lună, taxa majorată cu un quantum dublu față de taxa standard. Farmaciile din satele Bârsănești și Caracleu, 20 de lei pe lună, taxa standard, sau 40 de lei pe lună, taxa majorată cu un quantum dublu față de taxa standard. Oficiul postal Bârsănești, 20 de lei pe lună, taxa standard, sau 40 de lei pe lună, taxa majorată cu un quantum dublu de față de taxa standard. Articolul 3. Nu se va datora taxe de salubrizare utilizatorii casnici, care sunt încadrați în gradul de handicap, grad 1, de, așa, dovedit de certificatul de încadrare în grad de handicap, gradul 1, cu sau fără însoțitor. Nu se va datora taxe de salubrizare utilizatorii non-casnici, care au sediul punct de lucru pe teritoriul Oatei Bârsănești și care se află într-una din următoarele situații. Au sediul punctul de lucru înființat, dar nu au activitate economică. Clădirea pe care o deține în proprietate este declarată clădire rezidențială. Deține în proprietate chirie, concesiune, comodat doar terenul și nu desfășoară niciun fel de activitate pe raza Oatei Bârsănești. Au sediul pe raza Oatei Bârsănești, dar activitatea economică o desfășoară pe rază alte activități, alte unități administrative teritoriale. Deține instalații tehnice, rețele, așa, rele, rețele electrice, instalații de gaz metan, instalații de telecomunicații. Societățile care figurează cu debite restante, dar nu mai figurează cu bunuri imobile de tipul clădirilor și nu mai au activitate economică pe raza Oatei Bârsănești. Societățile care figurează cu bunuri imobile de tipul clădirilor, dar care în realitate nu mai există, întrucât nu dețin documente de desființare a imobilului și nu au niciun fel de activitate. În cazul care rezolvării falimentului societății, stării de insolvență, închirierii punctului de lucru, încetării activității economice, taxa de salubrizare nu mai
nu se mai, nu se mai datorează începând cu data de 1 ale lunii următoare. Celui care a avut loc modificarea stării societății, situații pentru care se vor depune documente justificative în acest sens. Pentru identificarea numărului de utilizatori a serviciului de revedere a implementării instrumentului economic, plătește cât arunci și a taxă de diferențiere la frecvență de colectare utilizatorii carnice ai serviciului au obligația completării și semnării acordului dat acordului dat pe proprie răspundere conform modelului stabilit anexa 1 la prezenta hotărâre în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. OAT-urile membre ADIS sunt prin responsabilii lor vor crea pe bază de date cu acordurile semnate de utilizatorii serviciului de salubrizare pentru o gestionare cât mai clară a utilizatorilor care solicită frecvența de colectare redusă a deșeurilor reziduale. Vor emite stickere autocolante ușor vizibile la o distanță ce se pot fi livrate solicitanților care vor opta pentru frecvență crescută de colectarea deșeurilor, acesta având obligația lipirii autocolantelor și pe pubelele de colectare a deșeurilor reziduale în dotare. Ajunge domnul primar. Da, mai avem unul, domnule. Articolul 6. Se aprobă modificarea regulamentului serviciului de salubrizare UAT Comuna Vârstănești de Bacău, conform anexei 2 la prezenta hotărâre. Articolul 7. Pentru a se respecta prevederile documentului de poziție și actele adiționale ale acesteia, aprobate de hotărâri AGADIS, pentru stabilirea taxelor diferențiate, se va lua în calcul media valorii tarifului variabil B1 și B2 pentru anul 2022. Articolul 8. Prezenta hotărâre va fi contestată la instanța de contencios administrativ competentă, componentă teritorială. Articolul 9. Hotărârea se va comunica primarul Comunei Vârstănești, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prefectul județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Mulțumesc. Discuții? Sunteți ceva la cuvânt? Ați spus, să spune acum, cum se acordă compensarea de 1,80 lei? Deci 11 lei taxa, din care 9,20 lei plătește cetățeanul. Și 1,80 lei de bani, plătim, subvenționăm. Da, dar taxa 132. Taxa standard. Taxa 132. Asta a venit 11 lei, 12 luni, s-a fost 32. Dar 1,80 lei subvenționăm primăria. Așa cum a fost și în anii trecuți, am făcut și acum 2 ani, de subvenții s-a păstrat la același cuantum, am făcut 1,80 lei. Taxa totală este 11 lei de persoane fizice, din care cetățeanul plătește doar 9,20 lei, așa cum a reieșit dintr-o formulă de calcul pe care ne-a pus-o la dispoziție cei de la DIS. Păi înseamnă că nu mai plătești 132. Înseamnă că nu mai poți să plătești 132. 11 ori 12 fac 132. Da, aia este volumul total al taxei. Da, înseamnă că era mai mare și după ce s-a dedus 1,80 lei, a rămas 11 lei. Da. Nu. 11 lei este taxa totală. Dar omul va plăti 9,20 lei pe lună, iar pentru fiecare lună de plată, se primește o compensare de 1,80 lei din partea UAT. Deci ar veni la sfârșit de an. 90 de lei plătește cetățeanul și diferența până la 132 plătește primăria. Da, plătește UAT. Cam așa vine. Vine cam 100. La 12 lei. Aproximativ, da. Na, asta se plătește. Așa. Deci a fost 95 anul ăsta și acum va fi 101. Deci, practic, cu 6 lei pe an. Da. Diferența până la suma asta. Da. 110 lei și 40 de bani. Nu, așa a fost când așa. Subvenționarea este atât și până la 103 lei. Citiți-o în ăsta. Hotărârea este trecută în mod expres și clar care este nivelul taxa al cetățeanului și care este nivelul subvenției al nostru. Au fost ceva discuții la punctul acesta? Da. În rest, ceilalte taxe economice au rămas la același nivel, fără să sufere modificări. Singura mare problemă la acest moment este cea a frecvenței colectărilor care se modifică în formele prezentate de domnul primar, adică 2 plus 2, adică 2 săptămâni se va colecta deșeul municipal, 2 săptămâni se va colecta deșeurile reciclate, adică cutie, carton și sticla se va colecta o dată la jumătate de an,
o altă derogare care a apărut pentru că ea se colecta la 3 luni, iar acum, în ultima perioadă, a fost colectată o dată la 6 luni de zile. Pentru varianta standard, iar pentru varianta opțională, pe care va fi marcată printr-un sticker, așa pentru cetățenii care vor dori opțional să meargă în forma asta, vor fi 3 colectări pentru municipal și 2 colectări pentru selectiv, însemnând în total 5 colectări. Dar taxele pentru asemenea nivel de colectare, am văzut că sunt la nivel de 1, și așa, taxele sunt foarte mari, nu știu dacă ne vom permite să plătim la nivelul acela, de aia am optat ca și prin orientare și prin discuții cu ceilalți vecini, toată lumea a ajuns la o asemenea consens și s-a considerat că vom merge cu taxa standard, terminul standard, 2 plus 2. Spunem la vot proiectul numărul 3 al ordinii zi. Cine este pentru? Acțiune potrivă? Nu avem. Nu avem. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului impozitului și taxe locale aplicabile în anul fiscal 2023. Primarul Comunei Bistrânești propune. Se aprobă nivelul impozitului și taxe locale aplicabile în anul 2023. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând de data de 1 ianuarie 2023. Hotărârea va fi comunicată primarul Comunei Bistrânești compartimentului buget, contabilitate, venituri, executări stilite și resurse umane al aparatului de specialitate și va fi și transmisă instituției prefectului județul Bacău, iar producerea cunoștință se va realiza prin afișare în condiții de legi prin intrarea secretarului general a comunii. Impozite și taxe rămân la nivelul anului trecut. Adică se mărește taxa. Inflația, nu. Conform nivelul de stabilit până în aprilie. Da. Deci conform prevederilor HCL numărul 27 din 29.04.2022 pentru aprobarea indexării impozitelor și taxelor local cu coeficientul de inflație de 5.1 aferent anului 2021 aplicabil în anul fiscal 2023. Deci coeficienții rămân aceiași, numai se aplică rata inflației cum e, se aplică de altfel în fiecare an. În rest, la gunoi, cu salubrizarea s-a spus, având în vedere proiectul de hotărâre anterior primit implementarea instrumentului economic plătește pentru cât arunci bazat pe modificarea frecvenței de colectare și stabilirea taxelor de salubrizare, taxa redusă standard și taxa majorată pentru utilizatorii serviciului de salubrizare aplicabil în 2023. Față de cele expuse mai sus, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma inițială. Sunt date cine este pentru? Împotrivă acțiune? Nu. Așa. Dacă doamna a terminat. Ok? Doamna a terminat. Nu, trebuie să nu trebuie. Vreau să mai stai pe proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului de organizare a rețelei școlare la nivelul unității administrative teritoriale cu sediul sub Bacău pentru anul școlar 2023-2024. Primarul Comunei Bistrânești propune articolul 1. Se aprobă organizarea rețelei școlare la nivelul unității administrative teritoriale cu sediul sub Bacău pentru anul școlar 2023-2024 conform anexei la prezenta hotărâre. Articolul 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă OAT Bârsănești, în strânsă colaborare cu conducerea școlii gimnaziale numărul 1 Bârsănești sub Bacău. Articolul 3 prezenta se va comunica primarul Comunei Bârsănești, Consiliul de Administrație al școlii gimnaziale numărul 1 Bârsănești sub Bacău, Inspectoratul Școlar al județului Bacău, precum și instituție prefectului județului Bacău, prin grijă secretarul general al comunei și va fi publicată prin afișare conform prevederilor legale. Discuție. Da, dacă o menționez, este foarte bine că rămâne și școala, că dacă chiar s-a discutat anii anterior că e posibil să dispară. Sunt 38 de copii, de preșcolari, grădinițe. În primul rând, ca să transfer 38 de copii de la Caracol la Bistrânești, se trebuie automat autobuz. Nu poți să-i aduci cu două microbuze. Prin situația că se defectează un microbus, ce faci atunci cu ce îi aduci? Doi, și poate și asta e foarte destul de important, se menține întreținerea clădirii, a școlii. Așa că rămâne părăsită, părăsită rămâne. Începe un pic distrugere. Așa asta are în supraveghere, sub observație și cred că este benefic și școala să rămână.
trebuie să ne luptăm pentru toate școlile, numai pentru... Toate, da. Nu s-a pus problema ce n-a trebuit. Spunea problema aici. Trebuie să facem de așa manieră încât să le menținem funcționale pe toate școlile. Da, odată ce e părăsită, e o casă părăsită. Da. Da, cu utilitate, dacă n-am mai avea ce face, trebuie să utilizăm cumva. Dar în momentul de față, nu-i cazul. Au fost cazuri, au fost cazuri când un alt primar a desfințat școala de la Albile. Ceea ce putea să o mențină, măcar cu ciclu primar. Dar așa s-a considerat, din rațiuni politice, cine știe din alte rațiuni, dar uitați că școala de la Albile nu mai este funcțională în momentul de față. Și este spre... Hai să nu mai fac acuzații la adresa noastră, dar mă rog, era bine dacă era menținută și acea școală în funcțiune. Da, mulțumesc. Da. Eu vreau să anunț Consiliul că prin grija dumneavoastră și grija noastră, Consiliul a dat o hotărâre prin care noi am finanțat achiziția pentru școala Bătești a unor dispozitive pentru cursurile online și pentru cursurile prezență fizică, prin care să creăm un pol de atracție copilului care vor prezența școală. Acestea au fost achiziționate și montate deja la școala Bătești, așa cum anul trecut a fost montat la școala Vârsărești și școala Caraclău. Noi dorim, prin această faptă, să creăm un element de motivare pentru copii și pentru profesorii care desfășoară activitatea acolo în cele mai bune condiții. Și mulțumim cu această ocazie Consiliul care ne-a sprijinit pentru susținerea financiară, pentru achiziția financiară, pentru achiziția acestor elemente. Poate la an, dacă mai fi ceva bănuți, am luat pentru intervenție mai trebuie. Tot ce trebuie este benefic pentru copiii din comună, este benefic orice se poate achiziționa. Am parte la aprobat de la guvern, 1.500.000. Până la pentru ce e pentru? Pentru proiect. Ok. Am ceva. Deci, proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în adunare generală a Societății de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în data de 23.12.2022, în vederea exercitării votului Consiliului Local al Comunei Dumnezeu Bacău. Consiliul Local hotărăște. Se acordă mandat special reprezentantul OAT Bârsănești, Județul Bacău, respectiv domnul Dumnezeu Apugelu, în calitate de primar, să voteze pentru, împotrivă și abține în adunare generală a asociațiilor. Sau în adunare generală a asociațiilor din data de 23.12.2022, numele și pe seama Consiliului Local, proiectul de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări referitoare la performanțele așteptate de la Consiliul de Administrație, directorul general, directorul economic din cadrul operatorului regional, CRAP, ESA. Prezenta hotărârii se comunică domnului primar și al județului Bacău, prefectul județului Bacău, Adim, și... Discuții? Spune la vot. Ar trebui să facem unui dată, că sunt discuții pe tema asta care trebuie aduse la forma la care sunt în momentul ăsta. Din discuție pe care am avut împreună domnul primar la direcția ta, s-au făcut lotizări pentru acest mare proiect care a fost pentru PNR de Bacău. Noi facem parte dintr-un lot de trei comune și sperând că s-au îmblat și la formula de calcul și aducerea modului de calcul pentru valoarea contractelor cât mai aproape de realitatea zilelor noastre, elemente care vor concura la posibilitatea aducerii în fază de achiziție a proiectelor supuse proceduri de achiziție. Asta însemnând că șansele ca acest proiect să demareze și să meargă pe un drum bun sunt destul de bune, așa după cum știți, au fost și emise un aviz pentru stația care va fi amplasată pe dealul mare și cea de la Livez, în transferul apei care va alimenta stațiile de bază, Bârsănești și Livez. Deci pași sunt făcuți într-adevăr ca Molcom, dar pașii sunt și sperăm cu toată încrederea că se va finaliza implementarea proiectului și realizarea finalității lui, adică a robinetului care curge în curtea fiecărui om. Nu există reestimare, ca perioadă? Deocamdată nu, pentru că suntem în faza iarăși a unui acord de mediu care a fost retrimis pentru aprobare și discuție publică.
Până la ultimul vot. Liberul? Împotriva, abțineri? Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venit de pe Comunei Pistănești sub Bacău pentru anul 2022. Practic, noi rectificăm. Acum am primit niște bani de la Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Specială Bacău, suma de 3.000 de lei. Mai mult, domn primar, parcă. 70.000. Nu, 3.000 de lei de la, vă spunem, 3.000 de lei de la Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Specială Bacău. La care duce la capitolul 42-34 subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie electrică, de la Agenția Județeană a Finanțelor Publice Bacău, suma de 90.000 de lei, așa care duce la capitolul 11.0202, conform ordonanței de urgență numărul 160 din 2020, cu privire la reparcarea bugetului de stat pentru anul 2022 și necesitatea achitării unor cheltuieli de funcționare. Așa, și nu este o sumă care am primit-o acum. Am citit-o. Care este suplimentarea asta. Da. Aș vorbim? Ba da. Aș vorbim? E vorba de o sumă de cât? 3.000 de la 3.000 de la ajutor de social. De încălzări și suplimentul. Da, da, da. Eu venit repede. Am venit foarte repede și eu trebuie să... Da, și mai avem pe alea pentru burse sociale și... Burse sociale. Și care mai era? Mai era un capitol. Pentru indemnizațiile celor de la... Asta e socială, pentru bursele sociale. Da, pentru asta e social și pentru bursele sociale. Bursele sociale. Care astea trebuie să ducem la capitolul care... Venite cu dedicații, clar. Aia 90.000, unea ar fi... Pentru asta e social. Indemnizațiile celor care sunt asistați personal. Și pentru asistenții personale persoane cu handicap. Și pentru bursele sociale. Da. Au capitolul 11.02. Stabilit clar. 11.02. Asta e capitolul. Stabilit în start, capitolul numărul. Am întrebat discuții? Nu. Pune la proiectul numărul 5. Cine e pentru? Împotriva, abține. Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în vederea implementării proiectului HUP de servicii, MMS-uri și MSM-uri în Comuna Pistănești-ul Bacău. Primarul Comunei Pistănești propune. Articolul 1. Se aprobă protocolul de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în vederea implementării proiectului HUP de servicii MMD-uri și MMS-uri în Comuna Pistănești-ul Bacău, conform anexei care face parte integrantă în prezenta hotărâre. Scopul acestui protocol este acela de a realiza asigurarea furnizării de servicii electronice prin crearea de facilități de depunere online a cererilor privind acordarea de beneficii de asistență socială și de servicii sociale prin intermediul unui singur punct de contact cu cetățeanul, portalul MMS-ul, modulul de asistență socială așa, și de posibilitate de, consultare online a dosarelor către orice cetățean care așa sau întreprindere. Articolul 2. Cu aducerea îndeplinirii a prevederilor prezente hotărâri, se înțelegează primarul Comunei Pistănești, prin compartimentul asistență socială, autoritate tutelară al aparatului de specialitate. Articolul 3. Prezenta hotărârii va fi comunicată instituției prefectului de Bacău, primarul Comunei Pistănești, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și va fi adusă la conștiință publică în condițiile legii. Da, după cum știți, referitor la digitalizare, vreau să vă spun că tot în baza hotărârii de Consiliu a devenit funcțional ghișeu.ro, platforma online pentru taxe și impozite, care funcționează la începutul anului 2022 și probabil că așa se va întâmpla și cu acest program pentru platforma activității sociale, prin care oamenii vor fi scutiți de drumul la primărie și vor putea depune documente la această platformă, fără ca ei să fie prezenți în sediul primăriei, facilitându-le astfel o șansă ca ei să nu mai pierdă timp la primărie pentru diverse documente. Digitalizarea este, de fapt, viitorul nostru, așa, atât al întregii comunități, cât și al Bateu Spăsăriști,
Pentru că toată lumea tinde către o soluție de genul ăsta, care este mult mai comodă și mai rapidă, numai că vor trebui făcuți mai mulți pași de către noi, ca și UAT, în privința digitalizării, însemnând digitalizarea tuturor compartimentelor, pentru ca să existe cu adevărat o corelare. Noi am fost la diverse training-uri despre digitalizare, când am văzut platforme cu adevărat funcționale al unor UAT-uri, care îți creează un drag și o plăcere să lucrezi în condițiile alea, când tu poți să vezi într-o secundă, într-o privită, la un minim distanță, ce se întâmplă cu cetățeanul care a intrat la tine în birou, care sunt toate activele și pasivele lui, care este nivelul lui de plată, de amenzi, de toate situațiile pe care le are vis-a-vis de relația lui cu tine. Sunt niște dezideate pe care ne-am propus și noi să le ducem într-o fază. Nu de final, dar măcar să facem câțiva pași. Primul pas am făcut cel cu liceu, urmează acesta cu situația asistenței socială. Probabil că vor urma și alții care ne vor ușura munca noastră și vor crea facilități cu adevărat cetățenilor comunități. Comune. Spune la vot, numărul 6, pentru. Potriva, abține. Proiect de hotărâre prin aprobarea acționării din convenție cu titlul anunțat de către Comuna Bâsănețul Bacău, asupra trasei de 3200 metri pătrați situată în satul Bâsănești pentru construirea unei stații de epurare. Este vorba de acei 3200 metri pătrați, unde va fi plasată stația de epurare a apelor Zaci. Și... Vreți să vă mai știți tot? Trebuie să achiziționați parcela care este nevoie pentru a putea monta stația. Însăși, proiectul de calendar ține de elemente esențiale, care este stația de... Noi nu puteam să depunem acel proiect în fond ceva, timp că nu am avut acel teren achiziționat. Alte discuții? Nu supun la vot. Cine e pentru? Potriva, abține? Deci, nu fond? La divers. Mergem în stânga dreapta sau invers? Nu, în stânga dreapta. Da. Aș vrea să mulțumesc cetățenilor satul Albi, atât domnul primar cu domnul viceprimar. În ultimul timp chiar s-a văzut că s-a făcut ceva în satul Albi. S-a pus și balonatul, s-a spus de toate. Sunt unele persoane care chiar nu vor să înțeleagă. Îi vor când plouă, când răzgânește, atunci să vină chiloc primarul și domnul viceprimar. Eu personal am văzut că s-a făcut unele și am pus. Eu cred că față de anii anterior chiar s-au pus, s-au făcut. Dar unele persoane vor să mâlească absolut tot... Noi, frate, de lucru la comunități și nu putem face mai rău. Deci, colegii care au fost domnul Lazar, care m-a văzut așa de mult, am intrat în plic, în ploaie și am făcut ce am putut pentru a aduce la un stadiu. O mai rămas în bucățică cu aia lucrurile care trebuie pus, spune și acolo. Sper să ajungi și acolo să se rezolvă și pe aceea. Dar astea sunt posibilitățile, astea... Asta face. Chiar la podul de dacă nu mai fi, să nu mai poate întoarce mașina. Până vine, o să nu să toarce mașina. Cam atât. Am avut discuții, vă mulțumesc. Întreb dacă acele camere funcționează, care sunt montate. Funcționează. Funcționează? Aia din stație de la... Trebuie uitat la școală pe acolo, că e o stătură și e o persoană care își scară lemnele de foc, care nu a sunt acolo. Aole! Da. Trebuie verificat. Apropo de camere, dacă tot e vorba de camere, poți să nu știu ceva. Apropo de camere, dacă spuneți că funcționează, trebuie să vă uitați acolo la colț, la noi, la Brătești, s-o adus ea la animale, căi. Tot aceeași persoană îi dă și mâncare. Unde s-a adus? La intrare în Brătești. Nu, m-am un pic mai rar ca să fac toate. Vă uitați pe camere. La Troiță. Chiar la Troiță. Sunt doi câini aduși. La șase mori alți doi. Trebuie dat mâncare. Acolo îl vedeți pe cameră că îl aduce el. Problema este persoana. Că dacă i-a lăsat acolo în dreptul camerei, dar problema este... Acei câini nu-i lasă în dreptul camerei, știți? Dar nu o cameră tot dreptul. Ba da, e chiar în fața camerei. În cea din ei trebuie să apară. Crescăm și de ei.
Silvina. Nu e și acolo. Găsi, lasă scris vorba, dar nu lasă dreptul ca America să ajungă. Așa aici, da, nu se mai aici. Să întoarc și eu fața la cameră. Domnul Hanu? Nu. Mulțumesc și eu colegilor de colaborare. Transmitem la mulți ani la tuturor cetățenilor Comunei Bârsănești. Să dea Dumnezeu un an cu bine. Dar pe 27 nu mai vine o ședință, 28, păi eu ce zic, prea de vreme. Mai răbdare. Mai faci minificare, mai dă. Va fi o minificare militară. Sperăm să ne vând pe 30 de mai vin eu încă una. Mai vrea să spor la treabă, dar asta e. Dar și la școală, cred că ar trebui să luăm băncile de acolo. La părerea de tot. La școală, la Caracol. Pe dealul mare mai avem probleme cu noi. Pe marginea drumului. Da, acolo, de mâinile... Dacă mai treci cu tractorul... Pe dealul mare... La intersecția cu Valea, nu? Intersecție cu drum de exploatare, nu știu care număr. DJ. 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 Nu, mulțumesc. Vine stand. Tura viitoare, mă pregătesc. Mă pregătesc.